A fost omologat primul zbor al unui avion alimentat doar cu energie solară, însă călătoria din Elveția până în Belgia via Luxemburg-Franța a durat cam 12 ore. Deoarece viteza medie este de 50 de km pe oră, aparatul solar impuls cu un singur loc are anvergura aripilor asemănătoare cu cea unui avion Boeing 777, însă nu cântărește mai mult decât un autoturism. Și-a intrat în istorie drept primul avion cu echipaj la bord care a zburat folosind doar energia solară. Aeronava prietenoasă cu mediul, pentru că nu are emisii poluante, funcționează pe baza 12.000 de celule fotovoltaice situate pe aripile de 64 de metri ale avionului, ce alimentează bateriile celor 4 motoare electrice cu o capacitate de 10 cai putere. Este o dovadă a faptului că noile tehnologii pot reduce dependența de combustibilii convenționali, crede Bertrand Piccard, un elvețian excentric care a investit în proiectul Solar Impuls peste 100 de milioane de euro. Programul, început în 2003, s-a finalizat cu un prototip care anul trecut a reușit să stabilească două noi recorduri înregistrate de Federația Aeronautică Internațională la categoria avioane cu motoare electrice și pilot. Iată recordurile: cel de anduranță, pentru că a zburat non-stop timp de 26 de ore, și cel de altitudine, aproape 9.000 de metri, pe care i-a atins. Însă marea încercare aeronavei va avea loc în 2021, când va traversa Atlanticul cu destinația New York. Cu toate astea, experții în aviație sunt de părere că este încă departe primul zbor comercial cu un avion alimentat exclusiv cu energie solară.